În lume, prin lumi, este prima carte scrisă de inginerul geolog bănățean Tiberiu Stoia. Este o lucrare în care autorul și-a cuprins, cu unele excepții, toată viața și a fost realizată în genul unui dialog deschis purtat de autor cu prestigiosul cineast timișorean Vasile Bogdan. Experiența sa de călătorie este cea care se dorește a fi scoasă în evidență. Visul vieții mele a fost să umblu să văd lumea. Un motiv în plus pentru care am făcut și geologia. Am reușit de 10-15 ani să mă desprind și să umblu într-adevăr mult în lume. Pot să zic că am văzut aproape tot globul. Mai sunt puncte care nu le-am văzut. Ca de exemplu, azi am aflat că am bilet de avion, am tot să văd și India și Sri Lanka o lună de zile. Autorul recunoaște că nu a fost ușor să poată călători în colțuri care mai de care mai îndepărtate. Problema banilor a fost toată viața la mine, dar m-am descurcat. De exemplu, în Patagonia, țara de foc, Atacama, am dormit în general la osteluri cu 4-5 dolari pe noapte. Hostelurile au bucătărie unde poți să-ți cumperi alimente, să-ți faci singur de mâncare. Am dormit foarte multe nopți și în autobuz. Și le-am combinat ca să iasă ieftin și în plus de pe unde am fost am mai cumpărat minerale care le-am mai vândut, le-am mai ținut pentru colecția mea. Cititorii pot afla din carte cum se poate face o excursie frumoasă și ieftină și unde sunt cele mai frumoase și mai interesante locuri de pe glob. Lucrarea nu o definește ca fiind un ghid, ci mai degrabă o recomandare a zonelor de pe mapamond care merită vizitate. În lume, prin lumi, nu este prezentată în premieră, dar în această săptămână, scriitorul pasionat de turism va ajunge tocmai la cititorii din Cavnic. Întâlnirea este programată la ora 18 la Casa de Cultură din micul oraș turistic.